Întrunirea de aseară a reunit noi membri ai Consiliului Local și a debutat cu schimbarea unui consilier din partea Partidului Poporului, Dan Diaconescu, noul consilier fiind Popa Marian. O altă temă importantă dezbătută a fost cea legată de sfințirea Catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel, un eveniment grandios pentru locuitorii orașului, dar nu numai. Ne-a convocat primarul într-o ședință extraordinară pentru a hotărâ cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentelor de sfințirea Catedralei de duminică 1 iulie, care este un eveniment important în viața orașului Mioveni și trebuia ca noi, cei din Consiliul Local, să aprobăm anumite momente ale în această etapă, costurile, publicarea, transmisia TV a acestui eveniment, alocarea sumelor pentru broșuri, pentru primirea invitațiilor. Autoritățile locale intenționează ca pentru o zi orașul automobilelor să devină centrul spiritual al țării. Pentru a marca așa cum se cuvine acest eveniment, au fost invitate cât mai multe personalități, atât din țară cât și din străinătate. Cheltuielile pentru acest eveniment se vor ridica până în 250.000 de lei, banii noi. Poate nu se cheltuiește această sumă, dar știți cu Știm cu toții că este un mare eveniment, participă atât Patriarhia, sobor de preoți, avem orașele înfrățite cu Mioveniu, mă refer aici la Petriș Bulgaria, la Landerneau Franța, la Gran Saconei Elveția, la cei din Istra, din Rusia. Peste 15.000 de persoane sunt așteptate să participe la cel mai mare eveniment din ultimii 20 de ani, iar autoritățile locale au pregătit 1.500 de pachete pentru credincioșii care vor lua parte la sfințirea catedralei. Costurile se ridică la aproximativ 2 miliarde de lei și sunt finanțate de la bugetul local.